Așa, foarte bine. Deci egal mai departe cu 2 la a 4 radical din 6 pe lângă 1 plus radical din 3 minus radical din 2, totul supra 1 și cu 3, 4, minus 2, 2. Și vine 2 pe lângă radical din 3 minus 2. Sper că nu l-am greșit mai de o dată. Deci 3 minus 2, 1 și cu 1 fac 2. 2 radical din 3 minus 2 și am scos pe 2 în factor comun și vine radical din 3 plus 2. Bine, plus 2, corect. Și e cam mai departe. 2 simplu radical din 2 minus 2. Nu, mai am greșit aici. Nu? 3 minus 1, 3 minus 2 face 1, 1 și 1, 2. Și am dat pe 2 în factor comun și vine radical din 3 plus 1. E 2 ori 1, 2. A, ai zis 1 plus 3, 4, 4 minus 2, așa a zis. Deci 1 plus 3, 4, 4 minus 2, fac 2. 2. Dacă a scos pe 2 în factor comun, a scos pe 2, radical din 3 plus 1. Plus 1. Așa e bine. Și acum... 2 cu 2 la 4. 2 cu 2 la 4 simplificăm și de 2 la 3. Și lăsăm așa. 2 la 3, nu? Raționalizăm iară. Radical din 6 pe lângă 1 plus radical din 3 minus radical din 2, totul supra... Și acum raționalizăm deodată, domn profesor? Deodată. Pe lângă radical din 3 minus 1, minus 1 supra, aici vine 3 minus 1. Corect. 2 adică. Nu? 3, da. A la 2 minus 2 la 2. Și acum 2 cu 2. 2 cu 2, sigur neapărat să lucrăm sus. Și 2 la 2. Și face 2 la 2. Radical din 6. Pe lângă radical din 6. Nu, radical din 6, pe lângă. Pe lângă. Și acum trebuie să mulțim ăștia. Da. Cu 1 e foarte ușor, nu? Da, radical din 3. Deci vine radical din 3 minus 1 cu radical din 3 plus 3. 3 minus radical din 3 minus radical din 6, minus radical din 6 plus radical din 2. Hai mă, mai dăm un pic. Sigur că da. Și egal cu 2 la a doua, o radical din 6 pe lângă. Ia uitați, radical din 3 cu minus radical din 3. Radical din 3 cu minus radical din 3, 2. Poate, da. Minus 1 plus 3. Ne avem voie. Păi, băi, suntem în adunare. A, da. Deci am făcut de mulțire, dar reduși în termen asemenea. Așa, și avem acolo 2. 2. 2. 2. 2. Deci minus 2. Minus 1 plus 3. Faci plus 2. E plus 3. Este 3 minus 1. Azi 2. 2. De aici faci 2 minus radical din 6 plus radical din 2. Și acum lăsăm așa. Dar de ce nu desfacem așa? Că radical din 6 la cu radical din 6. Da, putem să desfacem, dar mai bine lăsăm. Putem să lăsăm și în forma asta. Nu este greșit, adică este o formă finală. Nu este... Dar așa, așa trebuia făcut. Deci cel care se oprea și profesorul își propune să vadă dacă știm și calcul cu radical și păcat să nu fac asta. Domn profesor, pierdeau ei jumătate, un sfert de oră și mai dădea jumătate de punct pentru tot calculul ăsta. Depinde, mă, cum gândește. A, depinde cum gândește. Da. Deci eu, bunoară ca profesor... Ați fi dat mai mult. Nu, dar dădeam numai problema asta și calculul de aici aveam clar un lucru. Ce am verificat eu? Toată algebra din clasa... din clasa a 7-a. Și cu operație cu puteri și ce vrei. Am făcut o lucrare de nota 10. Dar pe două probleme, dar dacă e de 5? Nu, de 5. Deci trebuie să, așa trebuie să cântărească. Și le va cere copii. Vreau neapărat ca ier mare și ier mic să-l finalizați, să duceți la forma cea mai simplă. Când vă spune așa, înseamnă că această problemă este punctată și vă spune, pentru problema dau 4 puncte. Dacă dau 4 puncte, înseamnă că am încărcat-o suficient și trebuie să lucrăm la ea. Calificație. Da, păi așa trebuie văzut. Miruna, în momentul în care vrei să afli câte ceva despre cei cărora te adresezi, le și spui ce anume dorești prin punctajul care stabilești. Că dacă spune că problema asta îți dă doar 2 puncte, înseamnă că... Îți duci repede la celălalt. Da. Nu mai finalizez ca. Nu mai finalizez pentru că spune-mi, mi-a foarte mult timp, am spus tot ce a trebuit, dar din păcate nu n-am dorit să aflați mai multe de la mine. Da. El e de vină.
fie drum de ABC este drum de echilateral înscris în cercul C de centru O și rază 8 radical din 3. Deci triunghiul ABC, deci în ipoteză, avem triunghiul ABC înscris în, cer, în cercul de centru. Dar e echilateral, să știți. Așa. Ce zice? Echilateral. Problema, autorul zice. În cercul de centru O și rază... 8 radical din 3. 8 radical din 3. Să se afle. Atât vă dau. Atât. Foarte bine. Zgârcit. Concluzie. Aflați, amic. Lungimea cercului. Amic. El cerc egal cu cine? B mic. Aria discului. Aria cercului. Egal cu cine? C mic. Lungimea laturii triunghiului. El 3. Se mătează la el 3. Egal cu cine? Aria triunghiului. D. Da. Aria ABC. Triunghiului ABC. Vă dau două puncte la problema asta. Deci pentru asta două puncte. Două puncte, da. Bun. Bun. Începem problema cu ce? Un cerc. Facem un triunghi echilateral. Știm să-l foarte corect triunghi echilateral, că o să împărțim în câte în? În 3, 6. Luăm raza și o împărțim în 6. Da, cu lungimea, dacă totul avem în compas. De oriunde pornim, nu ne interesează. Așa, deci ducem 6, da? Da. Și unim din două în două. Trebuie să-ți cumperi și tu neapărat. Nu l-am uitat. Hai, dați-o. Și unim apoi... Îți dau compasul meu. Toți facem reclamă la... Da? Dau compasul. Așa. Și unim din două în două. Aveți echier? Da. Suntem fericiți. Povestea băiatul ăsta, Andrei, i-am dus acasă. Fiecare s-a la casă. Da. E până la ora ce nu poți lăsa pe la târziu, da. Și zice, domnule, e fascinant limbajul în care îl folosiți. Când spuneți că sunteți fericit, păi cum? Zice, nu pot să crezi că mai există și limbaj de ăsta. La matematică, acolo, fii definiția, fii fără funcția, fii nu știu ce, arid, și totul, nu-ți vine să te apuci de problemă. Dar în limbajul ăsta dumneavoastră, deci este extraordinar. Păi n-ați observat că el când intră, râde. Da. Eu când intru, e fericit. Da. Extraordinar. Da. Bă, este nemaipomenit că el chiar trăiește. Deci mă desprind de la masă, am uitat, mă văd la română, la nu știu ce, deci eu am numai matematică. Îi place matematica. Da, pur și simplu s-a îndrăgostit de stilul ăsta. Deci mi-a lăsit, anul ăsta v-am descoperit și cu anul ăsta am pornit. Anul trecut și nu eram pe afară, de ce am șansa acum că am luat bimii de telepatie, video și ce le refac. Așadar, A, B, C. A, B, C. Mai avem informația că e echilateral. Nu degeaba. Da, nu degeaba, așa e echilateral. Adică partea latură sunt egale, unghiurile sunt de 60 de grade, nu? Notat așa se poate. Și raza. Și raza cercului, o știm, distanța de la centru până la... Da? Da. Este 8 radical din 3. Și asta e tot 8 radical din 3, că e tot rază, 6 e tot rază, nu? Ce? Toate sunt cunoscute. Lungimea cercului. 2 pi. Sigur că vezi, minunat. Spuneam mai înainte, era stresată și era nervoasă, te-am văzut. Că te ce pierd timpul și... Nu, era nervoasă că mama nu... Vreau la fiecare capitol să lucrăm. Dar eu asta nu fac, uitați, într-o problemă, nu asta lucrăm? Da, au lucrat în problema asta toată materialul. Exact. Amplerul și eventul. Deci nu? Nu te mai stresat. Asta, lungimea cercului egal cu 2 pi r. Și egal cu 2 ori pi, o raza 8 radical din 3. 16 radical din 3 pi. 16 radical din 3 pi. Are un cer, pi egal cu pi, iar pătrat. Ai știi formula reacționat, nu? Vorbește singur. Pi, pi iar pătrat. Iar 64 ori 3. 64 ori 3, că e 8 radical din 3 la pătrat. 192 pi. 192 pi. O
centimetri pătrați, dacă cumva se lucrează cu centimetri acolo. Acum vrea BC-ul. Da. Care? BC-ul. BC. Una din lat. BC, el 3. Da? BC, notăm cu el 3, adică latura triunghiului echilateral, înscris într-un cerc, în funcție de rază. Știi tu formula, eu nu știu, dar spune-mi eu tu, mi-a pus mâna ta. Ce? El 3, ăsta. El 3, știi? În funcție de rază, știi? Dar știi, aria tu funcție de... Ea, știi, da, e pătrat la radicali 3. Aria lui ABC? Da, da, da. El la 2 radicali 4. El la 3. La doua. La treia, dacă ar fi volum. A, da. Deci la a doua. Deci, da. Deci, ce spunem? Aria. Hai că merg în dată. Aria este egal cu... Dar e la ultimul. Bine, dar hai să vedem. El la a doua, radical din 3, supra 4, da? Aria am aflat-o? Nu. Cum? Da. N-am aflat aria. Aria triunghiului, asta-i. Dacă n-aveți latura. Trebuie să fie latura. Dar o familie, când mergem într-un biu... Dar nu putem pune la punct o formulă în care să aflăm latura în funcție de rază? Ba da. Latura în funcție de rază o știm. Da. Hai să muncim acum. Dar muncim și ținem, punem formula, măcar să ținem ca tehnică de lucru. Formula nu ține o minte. Miruna. Uite un pic la domnul. Dacă mă duc continui una din raze, exact. Asta e diametru. Asta înseamnă tu trebuie creatarea când înălțime, o pică la mijloc. Deci notăm comun. Omul, că mă întrebai, este apotema triunghiului. Da? Așa să o țineți mic. A3. Apotema triunghiului. Unghiul ăsta... E de 30. E de 30 de grade. Ăla e de 90. Sigur că așa da. Așa că omul va fi 4 aica din 3. Deci apotema omului este... 4 aica din 3. Adică este raza pe 2. Da. Foarte tare! Hai să scrim asta. A3, apotema, este el pe 2. Da? A3 am notat-o, că adică la triunghiul distanța de acolo până la altul. A3 e el pe 2. Și acum, ca să aflăm pe... Nu știm cât e el. O știm. Radicale în 3 pe 2. Bine, nu vrem să o calculăm. Doar ca fost multe, știi? Ca apotema e raza pe 2. O spus mai devreme, că e 4 radicale din... 3. 4 radical din 3. Trecem între un triunghiul BM, între un BM, O, ce avem? Pe Pitagora aflăm BM. BM. Deci BM. BM la 2. BM simplu, egal cu radical, că suntem în clasa a 7 la sfârșitul anului. BM egal cu radical din 64 ori 3. Așa. Minus ce face 64 ori 3? 3. O să se vedem adică ce face. Minus 16 ori 3. 16 ori 3, da? 16 ori 3. Radical din... 192 minus 48. Din 6... Din, dau pe 3 în factor, că lucrez așa eu. Și pe ei. N-am înmulțit și nu-mi place să înmulțesc. 3 pe lângă. 3 pe lângă. Și un 16. 3 ori 16 pe lângă, 3, de aici 4. Au rămas 4, 4 minus 1. Deci egal mai departe cu radical din 3 la a doua ori 4 la a doua. Ce calculezi aici? Avem că... BM 12 e tot BC? BC e 24. BC este egal cu de 2 ori 13 și egal cu 24. Acum ducem la a doua, 24 la a doua. Lasă și pe Adi să vedem ce cum duce el. El ce face acum, unde am ajuns? Bărbinețul. Deci BC cât este? Deci noi facem aici lucrăm și... Trebuie, da, programată. Deci BC de 12 și face 24. Adică cine este asta? El 3, nu? Da. Asta are celălalt, da? Uh-huh. El 3 egal cu 24. Mai departe. Aria. Aria triunghiului ABC. Aria triunghiului. Egal cu? Baza înălțimea pe 2. Baza o știi. Da. Și înălțimea e asta toată, dar iem. Cât este asta de mare? E diametru...
No, păi, asta era rază, eu practicam din 3 și asta a 3, am spus-o că e 4 radicale 3. 8 și cu 4, 12. 12 radicale 3. Deci vine baza, baza, adică cine e baza? 24. 24, ori, vorbește, ai cum mă? 4 ori 12 radicale 3. 4 ori 12 radicale 3. Supra 2. Nu? 2 cu 24. Și face 12 și vine 12 la pătrat radical din 3. 144 radical din 3. Ideal, dacă ne ducem pe formula lui Miruna, el pătrat radical din 3 pe 4. Pe 4. Aria ar fi fost după formula lui Miruna egal cu el pătrat, el cât era? 24 la pătrat, la pătrat radical din 3 pe 4. Și egal cu 24 mai 4 fi scris ca 2 ori 12. 2 ori 12, totul la pătrat, ori radical din 3 pe 4. Și care înseamnă 2 la a doua, ori 12 la a doua, radical din 3 pe 4. Adică 2 la a doua cu 4 se redus, 12 la a doua, radical din 3, adică 144 radical din 3. Este același lucru, nu? Am vrut să verificăm dacă formula pe care o țineam minte. Ai zis că acolo le-ai dat o formulă la latură. La latură, în funcție de rază, nu? Hai să vedem cum zicem. Latura în funcție de rază. Păi... Păi latura ne-a dat 24, nu? Latura ne-a dat 24, da. Și rază e radical din 3. 24. Nu pe numere. Hai să facem o formulă în sine, da? Uite așa, Miruna. Asta de aici e rază plus rază pe 2. Da. Și ne ducem în Pitagora aici. Și zicem, asta e el pe 2, nu? El pe 2 la pătrat. Deci ce e? Ce e la pătrat? Tot atât de mă puteam duce și aici, că tot atât de clar este. Da. Deci în triunghi, hai să scriem așa, în triunghiul. În triunghiul OCM, OCM, rezultă că CM e el pe 2. CM egal cu el 3 pe 2, jumătate din el 3. Da. Și este egal cu radical din el pătrat, ipotenuza, el pătrat minus jumătate din el este asta, nu? Da. OM minus el pe 2 la pătrat. Și egal cu radical din el pătrat min 4 el pătrat. Atunci și acea doar la pătrat. 4 el pătrat minus el pătrat pe 4. Care înseamnă egal mai departe cu 3 el pătrat. Este el pătrat în ierul în factor radical din 3 pe 2. Și atunci scriu din nou relația că el, pe, el indice 3 pe 2 egal cu el radical din 3 pe 2. 2 cu 2 se zic și atunci el 3 egal cu el radical din 3. Iată că știu latura în funcție de rază. Dacă vreți să o țineți minte, o țineți. Dacă nu, o demonstrați. Demonstrați, țineți minte chestia asta și dacă știați formula asta, el 3 egal cu el radical din 2, iată să vedem dacă așa este. El 3 egal cu raza 8 radical din 3. 8 radical din 3. Radical din 3. Radical din 3. Și egal cu 8 ori 3, 24. Da, el 3 e așa, dar puteam să spunem el 2, el 1, nu? Nu, el 3, că se referă la lungimea triunghiului echilateral. Aha. Că sunt 3 puncte. 3 laturi egale, sau? Da. Tot la hexagon zicem el 6. El 6, care 6 laturi. 6 laturi. Da? Nu e așa. Iar el 4? El 4, sigur că da, la pătrat. Putem face toate astea. Uh-huh. Chiar vă las vouă ca temă să faceți asta. Iar 4, iar 4, iar 4, iar 4. Da. Bun. Am înțeles. Da. Unul o șterge așa și unul se șterge partea altă. Nu știu, 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 nu ști
Imediat, imediat. Deci vede bine, bine cu hârtia. ABC este un triunghi. Deci nu-i ABC este un triunghi. Cu AB egal cu 24. ABC. Nu. Nu spune. Nu, nu zici de care. AB 24. AB egal cu 24. Centimetri. AC 28 centimetri. AC egal 28 centimetri. Și BC 32 centimetri. BC egal cu 32 centimetri. Aflați raza cercului înscris în triunghi. Iar mic. Egal cu cine? Egal cu cine? Un punct, atâta. Deci atât. S supra P. Iar mic egal cu S supra P. S teorema lui Heron. Da, iar mic egal. Heron, vezi, urmărește autorul ăsta, dacă știți Heron. S supra P, da? Unde... Să știți că nu le dă domn profesor formula, să știți că nu le-o dă. Păi, povestea e lor. Deci, S egal cu radical din P, pe lângă P minus A, pe lângă P minus P, pe lângă P minus C. Și unde P e egal cu A plus B plus C, pe 2, așa trebuie să începe exact. Pe de-aia. Exact. Da? Așa. Formule scrise și după care începe. De figură nu contează. De ce calcul? 24, 28 și 32? Da. Cum am mai făcut-o pe asta? Nu știu. Cât vine acolo? 40, 52, 84 pe 2, 42. Bun. Și acum, dacă o știm, S va fi egal cu... 42 pe lângă 42. Ia să-și lasă-și pe... Dragoș. 42 pe lângă Dragoș. 42 minus 24 pe lângă 42 minus 28. Pe lângă 42 minus 32. Și S egal cu radical din 42 pe lângă 18 ori 14, ori 14 ori 10 lângă S egal cu descompune 42. 6 ori 7. Oh. 6 ori 7. Adică 6 ori 7, ori 3 ori 6, ori 2 ori 7, ori 2 ori 5. Ori 2 ori 5. S egal cu 6 ori... 6 este în față, da. 6 ori 7, ori da. 2, ori radical din 3 ori 5. Ori 2, ori radical din 3. Deci 2, 2 ai scos. Da. 6 au rămas. Nu, 6 l-am scos. Da, 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 da. 3 ori 5. 3 ori 5. Din 15. 15. Și egal cu... Aici ești. 84 radical din 15. 84, da? 84 radical din 15. Centimetri pătrați. Centimetri pătrați. Deci un punct a fost suficient aici. Yes. Ier a fost. Acum ies. Ier egal cu... Iesul care a aflat 84 radical din 15, supra 42. Simplificăm și face 2 radical din 15. Termină problema. Da, vă mai dau una de un punct. Da. Dacă AB aparțin cercului de centru O și rază IR. Deci dacă A și B aparțin cercului de centru O și rază IR. Și măsura acului AB este egal cu IN grade. Măsura A cu AB egal cu N grade. Aflați lungimea arcului AB dacă... Lungimea lui AB, arcului AB, arcului AB dacă... Egal cu cine? R mic egal cu 4 cm. 4 cm. Și N grade egal cu 30. Și N grade egal cu 30 de grade. Că e lungimea arcului de cer. Cu pi ori R supra 180 ori M. Eu nu prea știu asta, dar trebuie să mă gândesc. Știi formula, Hadi? Da.
Nu știi. Nu. Păi da, foarte bine că nu știi. Nu știu foarte bine. Foarte rău că nu știi. Dar să o descoperim acum. Asta e, da, da, dacă nu știi ce faci. Deci trebuie să o descoperim. Tu te afli în situație ca și mine, nu? Nu știi formula. Dar tu zici așa, lungimea cercului este egal cu 2 pi r. Asta știm. Asta știm, da? 2 pi r. Da. Acum, pentru un singur grad, pentru un singur grad, înseamnă că pe 2 pi r trebuie să-l împărțim la 360 de grade. Uh-huh. Deci lungimea arc pentru un grad, lungimea arc, pentru un singur grad, înseamnă 2 pi r supra 360, că atâtea grade are un cerc. Pentru un singur grad. Deci arcul pentru un singur grad. Și asta simplifică pe 2 și face pi r supra 180. Și acum un grad, acum facem pentru mai multe grade, ori în grade. Ori când avem mai multe grade, exact asta, un grad înmulțit de câte ori câte grade. Aveți 30 grade acolo, da. Și lungimea arc pentru câte grade? Pentru 30 de grade. 30 de grade este egal cu pi r supra 180, ori 30, mă, gata, ne-am revenit. Eram așa triști amândoi, nu? Că nu știa formula, da. Nu știa formula. Dar acum am descoperit-o, deci altă dată știu ce să fac. Uh-huh. Eu atâta de mult mă strădu să vă spun... Să vă prind aici, domnul. Aici vreau să vă aduc. Că mă vedeți pe mine cât îți de trist când nu știu formule, dar devin vesel după ce am descoperit-o. Nu intru în panică niciodată. De ce? Wow. Pentru că aflu acolo. Știu lungimea cercului. Păi dacă eu îți spun asta pentru atâtea grade, înseamnă dacă aflu pentru un grad, am să mulțesc cu numărul gradelor. Dar cum pentru un grad? Toată lungimea cercului la 360 grade știu că e 2 pi r, împar la 360, văd pentru un singur grad și mulțesc câte grade. Sigur că e pi, câte e acolo? Pi r supra 180 ori n, e formulă știută. Da, da. Dar dacă memoria te șase, băi, o fi supra 360 sau poți supra 180? Pre 360 la sector circular. Nu, Miruna. Nu este supra 360 pentru că am simplificat, Miruna. Asta e mai important decât să se simite la alt sector, nu știu ce. Am simplificat fostul 2 cu 360 și 180. Asta vreau să ții minte. Nu partea cealaltă. Nu te poți desprinde de acolo. Pare foarte rău, dar trag de tine cât pot. Și din prin tine pentru toți prietenii noștri. Fără memorare. Formulele acestea ne pot scoate din minți dacă uneori nu ne aducem aminte. Riști să o folosești și rata totul. Nu degeaba vă spun asta. Vreau altfel de matematică. Una în care să vedem partea logică a lucrurilor. Cum curg unele din altele. Cum mă descurc în împrejurările acestea. Să mă strădui de răzputere. Că efortul pe care îl fac eu pentru voi este același pe care îl fac acum pentru toți cei care ne-l vor privi. Asta trebuie să înțelegeți. Așadar, aici simplificăm prin 30, aici e fel din 6, nu? Și face pi r egal cu pi ori 4, raza cât? 4. Ori 4 supra 6. Simplificăm prin 2 și face 2 pi supra 3. Terminat problema. Da. Mai dau una ușurică. Te rog. A fi ABC un triunghi echilateral înscris în cercul C, deci într-o și rază 12. Deci ABC. Triunghi echilateral înscris în cercul. Cercul de centru, o și... Rază 12, știi ce centimetri. Echilateral, da? Echilateral. Aflați area sectorului de cerc AOC. În concluzie, area... Sectorului de cerc AOC. Sector, cerc... Cerc AOC. AOC. Așa bun. Acolo e AOC. Are sectorul de cerc că e pi r pătrat supra 360. Și dacă mă țin minte, domnul profesor, nu știi pe asta. Păi eu știm pe asta de la... Îl folosim de asta de la... De la ce? De la...
De la lungimea cercului. De la area cercului. Că acum avem mare sector. Și area cercului e fie pătrat. Așa. Și că o punem pe 360, o rând, lucrările care... Asta vreau. Să înțeleg formula. Mai am așa, aveam un off pe cei de la... Inginerii de la partea tehnică au acolo niște formule aruncate, nu înțeleg niciun rost. Care-i sensul formulei, să o înțeleg? Nu. La fizică, profesor de fizică, pur și simplu au formulele acolo și aplică formula. O să vedeți că așa se va întâmpla, tot timpul. Așa spune, aplică formula. Doamne, băi, trebuie să înțelegi fenomenul, formula ce reprezintă ceva. Dacă nu îți explici copilului să înțeleagă ce fenomen s-a ascuns acolo în formula aceea, mărimile acelea cum sunt legate, n-ai făcut nimic. Și credința. Deci spunem așa. Area cer egal cu cer egal cu pi r pătrat. Știm asta, are un cer. Sector circular, toată lumea știe ce înseamnă. Adică e o parte dintr-un... Nu? Pentru un anumit unghi la centru, uite așa, ăsta este sector circular. De aceea a spus A, O, B sau A, O, C, ce a spus acolo, nu știu mai, nu mai știu. Ei bine, era un triunghi scris în cerc și era sectorul circular pentru A, O, C, nu? Triunghiul A, B, C, isoșilateral. Hai că dacă ne respectăm, avem instrumente să le arătăm și noi ce știm să facem. Deci, desenăm un cerc. Desenăm triunghiul echilateral, am spus, de oriunde aș porni. Acum am să vă arăt și cum fac stânga, dreapta. Da? Astea am două puncte de arăt. Și acum aici nu mai am cum. Trebuie să mă duc. Dau. Și le-am obținut pe cele 6 puncte. Și... Puneți din două în două, cu linia, sau ghechelul de data asta. Faceți cu vârful în sus, domnule. Așa, hai să fac cu vârful în sus. Triunghiul echilateral cel mai corect este acesta. Vă amintiți anul trecut la geometrie? Că era vorba să se uniți două puncte, era o mare problemă. Deci, acum, când suntem la sfârșitul clasei a 7-a, să se termină geometria. Deci nu se mai face geometrie plană, dar se face cea în spațiu. Și fără geometrie plană, nimic nu veți face plan. Dar nimic, nu mai îți înțelegi nimic. Nimic. De aceea se face asta planul tău. Deci, A, B, C. Triunghiul ABC, echilateral. Da, de centru și raza 12. Da. Raza e 12. Să aflăm area sectorului de cerc AOC. A, O, C. Adică a sectorului acesta. Ăsta e sectorul. Adică din tot cercul e o treime din cerc. Voi fi o spune, e o treime din cerc. Deci trebuie să-l aflăm. Am putea scrie area toată împărțită la 3. Și terminată. Area cercului împărțită la 3. Corect. Sigur că da. Da? Asta ar fi. Bunul simț ne spune că asta. Dar dacă aplicăm formula, zicem, pi r pătrat supra 360, când vreau pentru un singur grad, adică câte are sectorul la un singur grad, și până mulțim câte grade am aici. Și acolo sunt? Câte grade? Unde? 120. 120. Da. Deci, area sectorului AOC, sectorului circular, da, orice, este egal cu pi r pătrat supra 360 de grade ori 120 de grade. Și de cum se simplifică, vorba lui Mihaela, și face pi r pătrat supra 3. Cum am spus mai devreme, că este o treime din cerc. Corect. Care înseamnă mai departe cu pi, o raza pe care o știu, de 12 la pătrat supra
3 și este egal cu pi ori 3 la a doua ori 4 la a doua supra 3, 3 cu pătrat îți duce și este egal cu pi ori 16 ori 3. 48 pi centimetri pătrați. Terminat problema. Problema, nu nimic mai am. Da. De două puncte de data. Da, de două puncte. A de unde știu câte puncte? Știu eu, bă, cât e de complexă. Așa, ștergem-vă cu urmă repede. Da. Este important. Cercul de centru O și rază 8 și cercul de centru O și rază O prim și rază 2, două cercuri vă dau. Am înțeles. Sunt exterioare. Deci, cercul de ipoteză. În ipoteză. Cercul de centru O și rază 8 cm. 8. Așa. Și cercul de centru... Se intersectează cu cercul... Nu se intersectează, că se exterioare. Stau mai des. Se intersectează, bun. Cu cercul de centru O1, nu? O1 sau oprim și rază 2. Oprim de aici. Oprim și rază... 2. Două. Sunt două cercuri exterioare. Egal mulțimea vite. Corect. Asta am spus că nu se intersectează. Sunt exterioare, corect. Dacă A mare aparține... Acum cel... mai poate să se întâmple... A, ba, da, e bine. Nu se intersectează, mulțimea vite. Mulțimea vite. Dacă discurile ar fi unul interiorul celălalt, discurile... ca privite ca arii... ar fi egal cu aria celui din interior. Așa aici există un pericol, când spun că cercul nu se intersectează, ele pot fi fie exterioare, fie interioare. Adică pot să fie așa cum spune problema, când așa îmi spune, da, așa. Da, da. Dar pot să fie și așa. Exact. Că nu se, când zic că nu se intersectează, adică punctele nu sunt puncte comune de pe circumferință. Da, asta sunt exterioare, deci nu sunt interioare. Deci eu trebuie aici să mai viu cu ceva, ori scriu în cuvinte că sunt exterioare, pentru că există pericolul să le am și așa, prin simpla scriere de aici. Deci mesajul matematic dat așa, e confuz. Mă poate situa fie în varianta asta, cum o cere autorul, fie în varianta asta. De aceea scriți în cuvinte sunt exterioare. Exterioare. Și cu asta am liniștit problema. Dacă A mare aparține... Exterioare, da? Scriu și eu tot așa ca să nu... Avem probleme. Exterioare. Exterioare. Dacă A mare aparține cercului de centru O și rază 8... A mare, un punct pe cercul de centru... O și rază 8. Adică da. Pe primul cerc. Da, da, pe cercul de centru O și rază 8. Și B mare aparține cercului de centru O prim și rază 2. Oprim și rază 2. Astfel încât AB este tangenta lor comună. Așa încât AB tangenta comună. TG comună. Da? Și AB egal cu 12 radical din 2. Și mai am că AB ca lungime este egal cu 12 radical din 2. Da. Să se afle. Amic, distanța dintre centrele cercului. O, oprim. Deci vreau O oprim, o oprim. Egal cu semn de întrebare. Da. O oprim. Și la B mic vreau lungimea segmentului BO. BO egal cu 5. Gata. Așa. Am să desenez două cercuri. Și un alt cerc, să spunem, partea soartă, mai micuț. Apoi, acel trapez care este acolo, luăm separat.
Stai puțin, că n-am făcut, n-am ajuns la care. Eu deocamdată n-am făcut decât desenul cercului. Nu are raza 8. Și duc tangenta comună. Adică duc o dreaptă să le atingă doar într-un singur punct pe cercul. Da? Asta înseamnă tangenta comună. Da. Acolo în B. Tangență, aici acolo un... A. Asta este A și ăsta este B. Și spuneam că totdeauna tangenta e perpendiculară pe rază, în punctul de tangență. Aia, raza aceea e de 8. Aceea e de 8 și asta altă este de 2. Și avem și AB, totuși. Da. Da, de 8. Asta e 8, aia altă e 2. Și AB este 12 radical din 2. Și asta 12 radical din 2. Asta e. Și se cere lungimea... O prim. Asta e O, am notat în problemă și O prim. Și se cere O prim. Cât e de mare O. Și atât ne se dă? Atât ne se dă, dar nu. Ce mai vrei? Și... Dacă îți mai dea și o oprim? Nu vrei cum să te dă o problemă? Da. Ți-o dat de studiu, zic. Foarte multe. Facem un trapez, îl luăm deoparte, nu? Îl luăm deoparte, ori aici duc... Ăsta e un trapez dreptunghic. Eu ca să nu mai pierd timpul. Duc o paralelă, nu? Adică... La AB. La AB. Duc așa. Da, e perfect. E bine, nu? Uh-huh. Ca și cum ar duce din oprim perpendicular. Corect. Și obținem aici unghiul de 90 de grade, că se pară de astea. Să notăm cu ceva, nu? Ce? Să notăm cu ce, da? Sau D. Hai, D. Și acum, în triunghiul DOO1, ce avem? Poftim? Deci, în triunghiul DO'O. Păi știm DO' e 12 egal din 2. Știm... DO' este 12 egal din 2. E paralel, să-i îndreptunghi acolo. Pe DO știm 6. DO este 8 minus 2, 6. O aflăm repetat, da. Teorema lui Pitagora pe O prim. Da. Deci O prim AD va fi egal cu? Și radical din? Hai, AD. O prim egal cu radical din 12, radical din 2 tot la pătrat. Da. Minus 6 la pătrat. Minus 6 la pătrat, așa. Dar ce e asta O1? O prim. Este ipotenuza. Deci e plus la prim. E plus 6 la pătrat. Zic, zic. Comentezi ceva acolo. Da, nu, nu, n-am mai scris. Nu, mai scris, nu, mai... nu, n-am mai pus ăla din 90 de grade. Păi pune acolo, sigur că dacă asta e important. Și atunci e egal cu radical din 12 la pătrat ori 2. Plus 6 la pătrat. Egal cu radical din... Că suntem, este un 6 în factor. O secundă. 12 la pătrat puteți zice 2 ori 6. Și la pătrat e fiecare la pătrat. Vine 2 la pătrat ori 6 la pătrat ori 2. Țin neapărat la lucrul acesta. Deci 2 la pătrat ori 6 la pătrat ori 2 plus 6 la pătrat. Și egal acum, 6 la pătrat, putem să facem factorul 1. Deci radical din 6 la pătrat, numai 6 la pătrat îl văd eu un factor comun. Da. Da? Da. Pe lângă 6, da. 2 la a 2 ori 2, 2 la a 3, plus 1. Plus 1. Care face egal radical din, iese 6 le liniștit. 6 radical din 9. 9, adică, care face 3. Da, 2. Și face să fie 18. Când, dar când vedem lucrul așa, profesorul presaltă de bucurie. Presaltă. Și băi, mă face o probă a faptului că știi să lucrezi cu putere. Și la algebră. Și scoate în factor comun. Omul stă pe picioarele lui foarte bine. Încântat. Sigur că presaltă de bucurie. Da? Deci, 12 radical din 2, sigur că faci la pătrat, faci 144 ori 2 și faci nu știu cât acolo.
plus astra pătrat chiar cât face. Le adună și face radicalul și dă 18. Da, dar nu sunt atât de încântat. De ce? Pentru că îmi place mai mult așa. El îmi face dovada mai multor lucruri. Factor comun. Lucrează foarte bine. 12 la pătrat. Știi că e 2 ori 6. Fiecare la pătrat. Deci el îmi spune multe lucruri prin chestia asta. Corect. Deci mie mă mânge... Deci asta e ușoară, din asta vă dă. Așa ceva, da? Și așa ceva și tare mult... Exact. Mi-ar place să vă duce de calcul așa. Exact, să scoateți. Da, v-ați scos, cum se zice. Da. I-ați arătat că stați bine pe sunteți pe poziție. Hai, aduc. Așa, să vedem altceva. ABCD este un dreptunghi. Gâna, spui când te oprești, da? Adică când nu mai vezi mai departe. Asta vine cum e de-a 12. Adică e 8 și 5. Da, a 12-a, nu știu dacă vor veni. E, atunci e norocos. Atunci e norocos, domn profesor. Da, stăm până la 12, nu? Băi, bine că vă duci la școală, că nu puteți sta până la 12, mă, dacă mâine a doua zi trebuie să vă duci la ore. Da. Dragi, așa. Avem test. Păi tocmai. Da. De asta și zic, mai facem o problemă și gata, domnul. Da, da. Păi da, mă, am făcut cam tot. Facem una de aici, mai facem una de aici. Bine, încă una, hai, pe jos. Da, da. A, B, C, D, este un dreptunghi. A, B, C, D. Dreptunghi. În care se află un cerc tangent la laturile AB și CD. Deci ABCD e un dreptunghi în care se află un cerc. Un cerc tangent la laturile AB și CD. O să vedem. Zicem AB intersectează cercul de centru O și rază el egal un punct T1. Adică AB, așa mi-a spus. AB și CD. Și CD intersectează același cerc de centru O și rază el într-un alt punct T2. Dacă AB egal cu 10, mai adăugăm că AB egal cu 10. 10 cm. BC egal cu 6. Să aflăm area porțiunii hașurate, adică tot ce e în afara cercului. Să aflăm tot ce este în afara cercului. Bun. Facem un dreptunghi. Facem cercul întâi, da. Că ne e mai ușor, la îndemână ne este asta. Așa. Și... lui AB și BC. Duc un... avem linie. Avem linie, mă. Foarte tare că avem linie. Și duc deodată tangentele. Uite așa fac. Și am și unghiul dreptatei, vezi? Deșteaptă ideea. Uite așa. Și așa. Mi-ai zis un dreptunghi, da? Da, A, B și BC. B-ul este aici. A-ul jos. Și aici nu mai am tangență. A, B și CD, domnul profesor. A, B și CD. Laturile lungi ale... Stați un pic, da. Uite, mi-a era B, A și BC. A, B și BC v-am zis din 6, dar am zis că el este tangent la laturile A, B și CD. Uitați că a scris. AB și CD. CD. Deci pe laturile lungi tangent, nu pe una scurtă și una lungă. Am înțeles. Gata. AB și CD. Înseamnă că asta nu trebuie să o duc. Nu, tangent. Nu trebuie să o duc. E la mijlocul. Undeva cercul e la mijlocul. Așa, am înțeles. Gata. Eu n-aveți să spun ceva? Eu sunt foarte rău de foame. Când mi-e foame, nu te mai înțelegi cu mine. Acum mi-e așa. Vine în minte o chestie. N-am mâncat decât la prânz, ca să spun pe cea dreaptă, că am plecat în pace.
Și tot așa e nepoțica asta care va veni din America. Când? Vine duminica. Duminica acum. Nu te înțelegi că dacă e foame... Acum nimeni nu cred că te înțelegi. Depinde, mă, unii sunt mai îngăduitori, mai trec cu vederea. Mintea lucrează foarte bine când ești cu stomacul gol. Nu. O parte din sânge este folosit pentru ca să proceseze alimentele. Ei, și atunci rămâne mai puțin pentru creier. Dacă te gândești mai la un dar nu fac. Da, dacă... așa, sigur că... Mă tine vezi. Așa. Așa face mirul dacă mi-e foame, mi-e foame, dă-mi mână. Da. Deci, de aceea spun, facem problema asta și mi-e foame, mi-e foame. Mi-e foame, mi-e foame, ce să facă, domnul. Da. Trebuie să facem altă figură? Nu. Asta, dar nu tangența aceea. De ce am știut să adi, nu mai faci cercul, faci același. Și... gata, m-am prins cum trebuie făcut. Nu încerc tangent laturilor lungi. Și-o prins. Dacă vine ăștia de-a 12 ani și mă prinde în starea asta, îți plecați acasă. Cu ei. Nu se pot înțelege. Nu, să merg să stau la masă și poate mă sună și le spun, băi, veniți la ora câtare. Să stau și eu la masă și mă întorc din nou la treabă. Oricum mă tot face pozițiile astea. Așadar, A, B, C, D. Da? Cercul e tangent în punctul T1, respectiv T2. Și știm AB-ul cât e de mare, 10. Deci asta e de 10. Și cealaltă, BC-ul e de 6 cm. Da? Și ni se cere area care a rămas în afară, nu așa? Mera. Da, aia. Așa la casă. Exact, aia domnul. Ei. Ce este aia? Ce este aia? E simplu. Simt aria dreptunghiului, aria cercului aflăm repede. Avem? Da, și scădem din aria cercului, dreptunghiului, aria cercului și chem aria măsurată. Aflați aria cercului întâi. Deci aria cercului e egal cu... Ce? Egal cu pi r pătrat. Iar pătrat și egal cu pi ori. Da, știm, e 3. Pi ori, 3 pătrat. Nu știu. Ba da, pentru că ducem T1, T2 care e paralel cu BC și o părțim la 2 și e 3. Da. Punct e tangență, perpendicular. Iată cum aplicăm aici. Am înțeles. Da? Asta de 90 și 90 e clar că e 6. Și asta e de 3. Da. Da, 3. Și are cel până la final pi. Ori 9. Deci 9 pi. Area dreptunghiului. Area lui ABCD. 6 ori 10. 6 ori 10. Și face 60 și area centimetri pătrat. Area porțiunii hașurată. Area. 60 minus 9 pi. Hașurată. Da. Hașurată. Și egal cu 3 pe lângă 30 minus 9 pi. Deci 9 pi. Nu, 3. 3 și egal cu 3 pe lângă 20 minus 3 pi. Deci 60 minus 9 pi. Minus 9 pi și face 3 pe lângă 20 minus 3 pi. Minus 3 pi. Da? Da. Centimetri pătrați. Așa s-a găsit. Și așa ne oprim aici. Ce am făcut noi astăzi? Hai să facem o sinteză a orei. Tot cercul. Deci, suportul teoretic la cer. Da? Am trecut în revistă. Deci, suportul teoretic cer. Și adică, lungimea cercului. Adică ce am făcut aici? Lungimea cercului cer. Care e sectorul? Definiție. Poziția la cer. Da? Definiție. Poziția relativă a două cercuri. Unghi la centru, arte de cer.
Apoi am făcut poziția unei drepte față de un cer. Poziția unei drepte față de un cer. Cerc înscris. Față de cerc. Da, cerc înscris, unghi înscris în cerc. Unghi înscris, arce, corzi. Da. Da? Am vorbit de arce, corzi. Unghi la centru, arce. Unghi la centru. Da. Cerc înscris între unghi. Pe cerc, unghi pe cerc. Patru latere inscriptibile. Patru latere inscriptibile. Și acum credeți în lungimea cercului, lungimea arcului. El cerc, da, lungimea el cercului, lungimea arc, de cerc, aria sectorului circular. Cerc, aria cercului. Aria cercului, aria sectorului circular. Cercului, aria sectorului circular. Sectorului circular. Cam afect. Okay. Ier mic, ier mare. Corect, ier mic, ier mare. Egal cu, ier mare egal cu, el trei. El trei. Heron, mă am făcut. Pe urmă, A3, apotema. Apotema, acolo, corect. Da? Heron, da? Heron. Formula. Teorema de sinus, Pitagora. Hai să spunem că am făcut destul în materie, am trecut practic aproape toată materia prin partea practică. La revedere! La revedere! Atâta? Da.